Tăicuța Costică din satul Magheru are un cuțit special pentru ghiță, așa că până să ajungă sub formă de bunătăți pe masa de Crăciun, porcul trebuie să suporte lama cuțitului. Asta numai pentru porci. Pus deoparte pentru porci. Ce l-așteaptă? Ia uite mă aici, ia uite aici. Mă, eu am bani să mă duc să iau pistoale de ăștia care arată la televizor. Na. Tot așa, tăiem, îi părlim frumos, îi facem ca la țară. După... Cum îi făcea tatăl meu. Tot pus șuncile la saramură cu usturoi, cu vin de-al albu, vin de-al negru, cu rachie fiartă. La ginerele bătrânului pe ghiță îl găsim deja șorici. Omul nu s-a gândit să treacă mai întâi pe la primărie, să vadă cum e cu asomatorul. Tradițional tatăi trăiem, că noi așa ne-am învățat din moș. Noi nu putem să tăiem altcumva porcul, că nu știm decât așa. Și are dreptate, ar fi bătut drumul de pomană. Primarul spune că din moment ce nu i-a cerut nimeni asomator, i s-a părut și inutil și prea scump. Ați cumpărat asomator? N-am cumpărat pentru că prețul, în urmă cu 2 ani știu că era prețul de achiziție în jur de 50 de milioane vechi. Și nefiind nevoie, adică n-au fost solicitări, nu puteam să închidem niște bani care să nu-i folosim. Mergând pe drumul mult trâmbițatelor asomatoare, aflăm de la Direcția Sanitar-Veterinară câte există în tot județul și cum stau ele piese de muzeu la oraș. E piesă de muzeu, îl ține pe Primăria Baia de Aramă, Primăria Strehaia și Primăria Drobeta Turnul Severin, care a achiziționat deja 2 asomatoare, asomatoare care pot fi folosite cu ocazia sărbătorilor de anul, deci pentru asomarea suinelor înainte de sacrificare. Este o metodă bună, este o metodă legiferată, greu de aplicat. După lege, cei prinși că sacrifică porcul prin metoda tradițională riscă amenzi de până la 5.000 de lei. Dar până la fapte... Și cu vin să-l mâncăm sănătoși! Noroc să trăiți 1.000 de ani! Femeile internate la maternitate din Drobeta Turnul Severin pot fi în pericol de moarte pentru că un medicament esențial pentru ele lipsește, amănunte mai târziu în jurnal.